salutare, dragilor! Suntem în ziua 19 de antrenament. Eu sunt Andreea, îmi pare bine să ne antrenăm împreună. Astăzi vom învăța câteva mișcări noi, așa că veți avea nevoie de două greutăți, să fie de aceeași dimensiune și de aceeași greutate, logic. Vom face trastere, Romanian deadlifts, snatch-uri. O să vă arăt acum mișcările, dar le mai explic și în momentul în care facem antrenamentul. Prima mișcare o să fie trastere, vom pune greutatea pe umăr, ne lăsăm în squat și de aici împingem, da? Vă mai arăt o dată, ne lăsăm în squat și împingem. Dacă nu sunteți comod cu această mișcare, puteți rămâne la squaturi normale, front squaturi. Spatele rămâne drept, da? Împingem la trastere. Bun. După care vom face snatch-uri. Depărtăm picioarele, punem greutatea între și vom lua cu o mână și smulgem. După care revenim, luăm cu cealaltă mână și smulgem. E ca și cum ați scoate ceva din pământ, da? Gândiți-vă că scoateți morcovii sau ceapa. Da, vă arăt și din lateral. Trebuia să împrim părul. Spatele drept, da? Sus. Sus. Altă mișcare pe care o vom face. O să mai fie reverse lunges cu greutatea deasupra. Și stăm aici. Da? Blocăm umerii și ținem greutatea deasupra capului. Vom lucra ori cu una, ori cu două, depinde cât de challenge vreți să faceți workout-ul. Iar cealaltă mișcare o să fie Romanian deadlift, staggered Romanian deadlift. Unul din picioare le ținem puțin în lateral și îndoit, celălalt rămâne drept. Luăm greutatea, coborând cu ea pe lângă picior, va trebui să simțiți că lucrează mușchiul din spate și revenim. Sus. Sus. Celălalt picior stă puțin pe vârf, doar ca să fie puțin de sprijin, da? Trebuie să simțiți că lucrează partea de aici a piciorului. Și ultimul exercițiu o să fie row. Ăsta l-am mai făcut, îl știți. Bun, vom repeta fiecare exercițiu de 3 ori, după care trecem la următorul. Numai bine vă familiarizați cu mișcările. Pregătiți-vă greutățile și haideți să dansăm! Bun, dragilor, ne pregătim. Vom începe cu primul exercițiu, care o să fie trastere. După cum vă spuneam, luăm greutățile. Ne dăm un pic de avânt, le punem pe umeri, asta în cazul în care sunt mai grele. Și coborăm în squat, după care împingem. Da? Lucrăm 40 de secunde cu 20 de secunde pauză. Haideți! Dacă simțiți nevoia să vă opriți, vă opriți, da? Bun, bravo, primul set gata, mai avem încă două, pornim în 10 secunde, mergeți în ritmul vostru așa cum simțiți, ne pregătim, go! Thank you.
pauză, mai avem un set de trastere, după care, na, s-o schimbă și melodia, o să trecem la snatch-uri. Ne pregătim în 5 secunde să pornim. Haideți! Jos și sus împingem, da? Bun, pauză, vom folosi doar o greutate și facem snatch-uri. După cum vă spuneam, punem greutatea între picioare, smulgem, lăsăm, schimbăm, da? Haideți, dăm bătaie. Haideți că fac așa mai ușor. Să învățați mișcarea. Cu putere, da? Smulgem. Încordăm și abdomenul. Pauză. Și ne dăm având și din shoulder un pic, da? Dacă greutatea nu e foarte mare, nu o să fiți nevoiți să împingeți așa tare, pentru că puteți să ridicați doar din braț. De aceea e bine să vă provocați un pic, să vă luați o greutate mai mare. Haideți! Curuta astea, mă îndepeză. Pauză! Încă un set și am scăpat și de snatch-uri. Nu vă faceți griji dacă nu vă reușesc toate să arate perfect. Faceți 3-4, o mică pauză. 3-4, o mică pauză, da? Haideți! Să-i dăm bătaie la ultimul set de trastere, pardon, de snatch-uri. Când o să fiți familiarizați cu mișcarea, o să faceți tranziția în aer. Până atunci, rămânem la mișcarea aceasta. Haideți încă o repetare. Bun! Lăsăm deoparte greutatea. Și vom face, ne punem un reverse plank și facem asta, da? Pornim în 5 secunde, 3, 2, 10 secunde, dragilor. Trei,
2, 1, pauză, mai avem două seturi. După care o să facem staggered Romanian deadlift. Ne pregătim. Haideți! Azi nu trebuie să-l ținem sus. Mă mai uit și eu în filmare din când în când. Încă un set aici. După care trecem la următorul exercițiu. Haideți să ne pregătim că pornim într-o secundă. Acum. Pauză. Bravo! Mai avem 3 exerciții și am terminat. Bun. Stați-mi o greutate mai mare. Ridicăm, da? Piciorul rămâne drept, spatele drept. Partea din spate a piciorului, atunci este mișcarea corectă. Bun. Piciorul cât mai drept, sus. Greutatea o coborâți pe lângă picior, da? Sus. Dacă nu aveți gantere, același lucru poate fi făcut și cu o sticlă de apă. Lucrăm pe același picior în continuare, da? Toată talpa pe sol. Haideți! Puteți să-i dați drumul. Pauză. Mai avem un set pe piciorul acesta, după care schimbăm. Cu cât duceți piciorul acesta mai în spate și puțin în lateral, o să simțiți mai tare că lucrează mușchiul. Cel puțin la mine așa se simte.
Pauză. O să schimbăm piciorul. Facem exact aceeași mișcare. E un exercițiu foarte bun pentru partea din spate, a picioarelor, a feselor, așa că nu vă feriți de el. Încă 15 secunde. Pauză. Încă 2 seturi. După care o să facem lunges. Greutate deasupra capului, dar mai avea până acolo. Haideți, setul 2. Bun, pauză, încă un set. Ne pregătim. Bravo! Pauză! Și acum o să facem overhead lunges. Puteți să folosiți ambele greutăți. O să facem o variantă mai ușoară. Așa o să facem. Haideți! Punem greutățile pe umăr și mergem în spate. Bun, bravo, pauză, încă 2 seturi, după care trecem la row. Ne pregătim, în 5 secunde pornim, luăm greutățile, le punem pe umeri, pas în spate, revenim.
pauză. Un dans. Pornim. Acum. Spatele drept, da, să nu uitați. Pauză. Bun. Următoarea mișcare. O să facem doar două seturi de row. Coborâm. Dacă e prea mult, să faceți cu amândouă odată. Faceți alternând. Una, alta. Haideți. Pauză. Mai avem o rundă și am terminat. Bun, ne pregătim. Mergem în față, spatele drept. Ridicăm pe lângă corp, da? Focus pe mișcare. Pauză și am încheiat antrenamentul. Dragilor, vă felicit! Vedeți, am ajuns până în ziua 19, să fiți foarte mândri de voi. Mai avem câteva zile și terminăm provocarea. Vă aștept la următoarele antrenamente. Aveți grijă de voi. V-am pupat!